S-a aflat cine este iubita lui Livian de la Puterea Dragostei, cea cu care ar avea o relație de peste 2 luni de zile. Andreea Pirui vine cu noi acuzații la adresa lui Livian. Aceasta îl acuză că are o relație cu o româncă studentă în Turcia și că ar fi împreună de mai bine de 2 luni. Însă asta nu este tot. Pirui spune că urmează să vină cu noi dovezi și poze cu tânăra misterioasă. Potrivit Rea și Tina, Andreea Pirui de la Puterea Dragostei spune că iubita lui Livian este studentă în Turcia și că cei doi ar fi avut o relație înainte de intrarea lui în competiție. După aducerea în emisiunea informațiilor, Livian ar fi făcut un pas în spate în războiul cu Andreea Pirui, spunând că a glumit, iar acest lucru l-a făcut să pară și mai vinovat, dorind să aplaneze conflictul cu Andreea, pentru a nu se afla mai multe despre ce face el în afara casei Puterea Dragostei. Andreea Pirui a venit cu acuzații grave și la adresa Biancăi. Aceasta susține că este scârbă de Bianca și de trecutul ei, a vorbit din nou despre presupusele jucării pe care le-ar folosi în dormitor, dar lovitura fatală pentru Bianca a fost în momentul în care Andreea Pirui a spus lui Livian că nu va fi niciodată primit acasă cu prostituata asta, făcând referire la ea. Dezvăluirile nu se opresc aici. Concurentele din Casa Puterea Dragostei susțin că Livian și Bianca se văd la hotel și că ar exista și dovezi în acest sens. Conversațiile în care Bianca îi spune Dianei că urmează să meargă la hotel cu Livian. Ei bine, dacă v-a plăcut această știre și vă doriți să rămâneți la curent cu informațiile momentului, abonați-vă la canal și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când postez ceva nou. În continuare vă las să urmăriți alte subiecte arzătoare cu și despre emisiunile și știrile momentului. Mama lui Iancu Sterp a spus adevărul despre relația băiatului ei cu Emia Lupei după despărțirea acestuia de Denisa. Geta, mama lui Iancu, a decis să rupă tăcerea după despărțirea lui de Denisa, dar și după ce acesta și-a petrecut câteva zile la Emia Lupei, artista pe care a cunoscut-o la Survivor România. Au început să apară din ce în ce mai multe zvonuri potrivit cărora Iancu Sterp și Emia Lupei ar avea ceva mai mult decât o relație de prietenie, după ce duminică, 7 iunie, cei doi au apărut împreună în noul vlog postat de Iancu pe contul de YouTube. Iancu Sterp a povestit că filmează pentru noul clip al lui Emia Lupei, dar apropierile dintre ei doi au dus pe mulți cu gândul la o relație. Iancu Sterp și-a petrecut timpul cu Emia Lupei imediat după despărțirea de Denisa, iar mama lui Iancu a făcut o declarație controversată ce i-a pus pe mulți pe gânduri. Femeia comentează la mesajele postate pe pagina fiului său, lămurind astfel misterul relației atât cu Denisa cât și cu Emia Lupei. Mama Geta, așa cum îi se spune mamei lui Iancu Sterp, susține că fiul ei nu are nicio relație. Iancu este foarte tânăr, nu a avut relații cu nimeni, în schimb vorbește cu toate fetele pentru că așa e frumos și acum e timpul lui. Nu are de gând să se lege la cap acum, a răspuns mama lui Iancu. Iancu are acum o grămadă de proiecte, nu stă la oi, nici nu-l țin cu mine acasă, doar că e un copil care nu vrea să stea într-o relație cu nimeni, dar cu nimeni. Ce e atât de greu de înțeles? Este alegerea lui, nu a mea. Are timp peste vreo 5-6 ani să găsească o fată și atunci o să se căsătorească. Nu am nimic cu Denisa, iar ea știe, a mai spus mama lui Iancu Sterp despre relațiile băiatului ei. Mai mult decât atât, după despărțirea de frumoasa Denisa, Iancu a petrecut 3 zile cu Emia Lupei, mașina lui fiind văzută în fața curții artistei, despre care se știe că a fost îndrăgostită de el în timpul competiției Survivor. Denisa de la Puterea Dragostei a anunțat în lacrimi despărțirea de Iancu Sterp. Fosta concurentă a făcut un vlog în care a vorbit despre ruptura dintre ei și factorii care au dus către despărțire. Denisa de la Puterea Dragostei a început să plângă în momentul în care a confirmat despărțirea de Iancu. Aceasta susține că cei doi nu mai formează un cuplu de pe data de 31, a doua zi după finala Survivor, acolo unde Iancu a participat. Deși timp de 2 săptămâni și-au trăit și consumat relația la maximum, imediat după finală au avut o ceartă și au decis de comun acord că este mai bine să meargă pe drumuri separate din acel punct. Mai ales că a doua zi, Denisa avea bilet de întoarcere la Londra, orașul în care este stabilită și în care lucrează. Am să fac acest video scurt și o să pun capăt speculațiilor dacă mai suntem sau nu împreună. Ei bine, nu mai suntem împreună. Ne-am separat pe 31, imediat după finală. Relația noastră s-a terminat după data de 31 mai, după finala Survivor. Până acum nu am spus nimic, pentru că încă vorbeam, nu puteam să terminăm relația imediat. Nu-mi găsesc cuvintele, mi-este greu să fac acest videoclip.
E pentru binele amândurora această despărțire. Distanța a fost principala cauza despărțirii. Îmi tremură și vocea. Da, deci, nu vreau să fac pe victima, decizia a fost luată de amândoi. Nu știu dacă diferența de vârstă a contat, poate că a contat și ea, faptul că el a fost plecat foarte mult și nu ne-am închegat relația. O să ne fie mai bine acum, pe drumuri separate. Denisa a povestit inclusiv episodul despărțirii, cel din dimineața de după finala Survivor, acolo unde a mers alături de Iancu pentru a-l susține. Cum a început totul? Așa era normal, orice relație se termină, nu ține pentru totdeauna și a noastră era normal să se termine. El a ieșit de la Survivor și eram bucuros să ne vedem. El mi-a spus că abia așteaptă să vină în țară și să ne revedem. Dumnezeu ne-a ajutat și am reușit să vin în România. A fost mai greu din cauza carantinei. El mi-a zis că vrea să vin, să fiu lângă el, să-i fiu alături în final. Am stat 2 săptămâni în carantină, a fost super ok. Nu am ce să-i reproșez, am fost amândoi în carantină. Pe 31 mai am avut o mare mică ceartă și el a zis că e mai bine să ne despărțim. A zis că are o mulțime de oportunități și că nu se mai regăsește în relație. Sentimentele au existat, nu putem să ne rupem din prima. Am zis să ne despărțim, să rămânem prieteni, e mai bine decât să ne încurcăm. Nu mi-aș fi dorit să ne încurcăm. Eu îl înțeleg pe el, dar eu merit mai mult. Nu merit să fiu pusă pe locul 2. Dat fiind acest lucru, singurul lucru care ne rămânea era să ne separăm, a concluzionat Denisa de la Puterea Dragostei. În urma speculațiilor apărute, potrivit cărora Iancu ar avea o relație cu Emmy de la Survivor, Denisa a ținut să precizeze că nimeni nu s-a băgat în relația lor, că nu a existat nicio intrigă și că totul a fost de comun acord. Vă rog să nu-i mai dați hate, m-a respectat, nu m-a înșelat pe timpul relației, nu a fost nicio intrigă, nu a fost nimic. Ne-am dat seama că este mai bine să rămânem prieteni, a mai declarat Denisa de la Puterea Dragostei. Iancu Sterp și Emia Lupei dorm de mai bine de 3 zile sub același acoperiș. Ceea ce părea o colaborare muzicală s-a transformat în altceva? Ei bine, hai să aflăm cum au decurs lucrurile între cei doi după întoarcerea din Dominicană. Iancu Sterp și-a șocat urmăritorii în momentul în care a anunțat în noul vlog cu cine urmează să colaboreze pe plan muzical. Iancu de la Survivor România le pregătește o surpriză de zile mari fanilor săi, după ce s-au bucurat să-l vadă în postura de concurent în competiția din Republica Dominicană, acolo unde a impresionat cu viteza lui pe traseu, acum fratele lui Culiță Sterp își continuă cariera muzicală. De această dată va face o colaborare care va șoca pe multă lume. Ei bine, cea alături de care va colabora Iancu este nimeni alta decât controversata lui colegă din echipa faimoșilor, Emia Lupi, cea care s-a îndrăgostit de Iancu în ultimele luni de competiție și care sufera pentru că nu era băgată în seamă de fostul războinic. Iancu a filmat un nou vlog pentru canalul său de YouTube, acolo unde l-a spus admiratorilor, printre altele, că va colabora cu Emia Lupi. Dar asta nu e tot. În clipul nou, fosta faimoasă de la Survivor apare îmbrăcată extrem de sumar și este tot mai apropiată de Iancu. La un moment dat, Iancu apare la bustul gol, iar Emi se încolăcește în jurul lui. Astăzi fac clip cu Emia Lupi. Da, ți-a auzit bine, nu credeam că o să spun asta vreodată, dar am zis hai să vedem ce iese. Am venit la București și m-a combinat Alupei să apară într-un clip de-al ei, a spus Iancu pe vlog. Iancu Sterp s-a mutat la Emia Lupei. De 3 zile doarme acasă la fosta colegă de la Survivor, în timp ce Denisa, iubita lui, e în Londra. Au apărut din ce în ce mai multe speculații legate de relația lui Iancu Sterp cu Emia Lupei, fosta lui colegă de la Survivor, deși, oficial, el formează un cuplu cu Denisa de la Puterea Dragostei. Iancu Sterp formează un cuplu cu Denisa, însă au început să apară din ce în ce mai multe speculații legate de o posibilă relație a lui cu Emia Lupei de la Survivor, de la privirile pe care i le arunca ea în timpul participării la show-ul din Republica Dominicană, până la speculațiile venite din partea celorlalți colegi, dar și apropierile care au lăsat loc interpretărilor, fanii încep să fie din ce în ce mai sigur că Iancu Sterp joacă la două capete. Recent s-a aflat că Iancu este încă de vineri seara acasă la Emia Lupei, fosta lui colegă de la Survivor. Dovada o face chiar fotografia cu mașina lui în fața casei fostei concurente din Republica Dominicană. Se pare că nu numai că a mers la ea acasă, dar a și dormit acolo weekendul acesta.
Denisa este la Londra, îndrăgostită până peste cap. Dorul de Iancu, o macină măruntă, așteaptă cu nerăbdare marea revedere, iar Iancu, extrem de îndrăgostit ca în prima zi, doarme la Emi Alupei în București de vineri seara începând, așa cum ne confirmă și poza mașinii lui făcută în fața casei ei. Mașina a fost văzută vineri noapte la aceeași adresă și sâmbătă dimineață și sâmbătă seară și azi dimineață. Este mesajul care apare în dreptul fotografiei în care se vede mașina lui Iancu sterb de la Survivor în fața casei lui Emi Alupei. Iancu a publicat un vlog pe YouTube în care explică că el colaborează cu fosta lui colegă de la Survivor pentru un videoclip. Însă fanii spun că asta nu justifică cele 3 zile petrecute acasă la ea. Dacă totul părea roz în povestea de dragoste dintre Iancu Sterb și Denisa, există și comentarii care pun sub semnul întrebării legătura lor amoroasă. Dacă fratele Culiță nu se bagă în relația lui, surorile îl susțin. Mama lui Geta este un pic mai sceptică. Femeia a declarat în urmă cu ceva vreme la Fan Arena că Denisa este mai mare decât fiul ei, ceea ce nu prea este pe plac. Are cu 8 ani mai mult. Asta nu e bine, nu se potrivește pe la noi prin Hațeg, dar e alegerea lui. A venit cu ea la noi de vreo 2 ori. Este o fată cu minte frumoasă, dar vom vedea, a spus Geta Sterb. Mai mult decât atât, mama lui Iancu a declarat că acesta și-ar dori o fată mare cu care să se căsătorească, iar Emi Alupei pare să se încadreze perfect, având în vedere că a declarat că este încă virgină. Lena Ionescu vorbește în premieră despre relația cu Emanuel. Ce s-a întâmplat între ei la munte după finala Survivor România? La scurt timp după apariția informației, conform căreia între Elena Ionescu și Emanuel Neagu s-ar înfiripa o idilă, faimoasa a spus ce o leagă de războinic. După finala Survivor România, tot mai multe voci au marșat pe ideea că între Emanuel Neagu și Elena Ionescu ar fi mai mult decât o prietenie, cel puțin din partea dansatorului, care, nu de puține ori, a vorbit despre cântăreața la superlativ. În Republica Dominicană, la Survivor România, Elena Ionescu și Emanuel Neagu au făcut parte din echipe diferite, au fost adversari și ambii au luptat pentru premiul cel mare din finală, pe care, până la urmă, artista l-a câștigat în urma votului dat de public. Însă, dincolo de competiție și mai ales după unificarea echipelor, s-a văzut destul de clar că între faimoasă și războinic era o relație frumoasă. Mai mult decât atât, imediat ce a câștigat premiul cel mare de la Survivor România, Elena Ionescu a declarat răspicat și chiar pe scenă că va păstra legătura cu Emanuel și cu Lola pentru că în afara unei prietenii ce îi leagă, ar vrea să colaboreze profesional. Sunt dansatori minunați amândoi și sper să facem un spectacol împreună, a declarat câștigătoarea Survivor România. De aici și de la un moment în care în competiție Emanuel a spus la testimoniale că este atras de Elena, au început comentariile. Este o femeie foarte frumoasă, interesantă, o mamă foarte puternică, îmi place de ea. Este un om pe care l-am apreciat în concurs, dar și în camp de când taberele s-au reunit, a menționat Emanuel, iar fanii au luat foc și deja au văzut acolo un cuplu. Ca totul să se lege pentru amatorii de picanterii, după finala Survivor România, Elena Ionescu și-a făcut bagajul și a plecat la munte, nu singură, ci alături de foștii colegi cu care s-a distrat și a făcut mai multe live-uri pe Instagram. Până să ajungă însă la destinație, Elena Ionescu s-a întâlnit cu Emanuel, iar revederea lor a fost filmată de Lola Crudu, care a surprins îmbrățișările dintre ei, chiar în momentul în care bruneta a făcut și o glumă și a vrut să-l sărute pe războinic, care a zâmbit timid. În premieră pentru Wowbiz.ro, Elena Ionescu a vorbit despre relația cu Emanuel Neagu. Este un băiat minunat, un om frumos din toate punctele de vedere. Așa l-am văzut eu la Survivor România și sper că și de acum încolo să fie totul la fel. Mi-a plăcut de el acolo ca persoană și din acest motiv am dezvoltat și o legătură specială după competiție. Însă nu se pune problema de mai mult decât o prietenie sinceră. E diferența de vârstă, eu și acolo în Dominicană le spuneam la toți copiii mei. Nu, exclus, suntem prieteni buni și sper că întotdeauna va fi așa, a declarat faimoasa la emisiunea Ștafeta Mixtă. Dacă Elena Ionescu a vorbit despre relația cu Emanuel Neagu într-o intervenție la Wowbiz.ro, chiar în timpul finalei, mama războinicului a recunoscut că fiul ei o place pe faimoasă. Din fața televizorului și cât îl cunosc eu pe Emanuel, mi-am dat seama de apropierea sufletească din partea lui. Nu știu în cazul Elenei, cred că totuși sunt doar prieteni, a comentat scurt Cristina Neagu, mama războinicului.